Vă salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod cu FIFA 22. Astăzi vom face ceva complet inedit. Primul experiment din acest an cu FIFA 22. Vom executa 100 de penaltiuri cu jucători din Liga 1 versus un portar de 99, mai exact Helmut Ducadam de 99, un portar pe care îl vom crea noi. Așadar, dacă vreți să mai facem asemenea experimente în FIFA, haideți să facem acolo peste 3500 de like-uri. Vreau să vă susținerea voastră și vreau să vă mulțumesc pentru cei 130.000 de abonați. Haideți cu 150.000 de abonați cât mai repede posibil. Și nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați cele mai tari tricouri originale, pe mysteryshirt.ro aveți o grămadă de tricouri. Iar conceptul este total nou și diferit, deoarece intrați la ei pe site, aveți linkul în descriere, selectați opțiunea de copii sau de oameni mari, selectați aici mărimea frumos și nu uitați, după ce adăugați în coș, dacă adăugați codul Tudor Buțan, aveți 10% reducere la absolut orice produs de pe site, așa cum am spus, tricouri 100% originale și de calitate. Vă las chiar acum linkul în descriere, mergeți acolo și cumpărați-vă un super tricou. Și așa cum am promis, haideți să-l creăm pe Helmut Ducadam de 99. Este prima dată când creezi un jucător în FIFA 22. Practic îi vom da toate atributele, George Clark acolo, toate atributele peste 99. Helmut Ducadam, known as, cum să-l punem aici, record breaker, cu cele 4 penaltiuri apărate. Numele de scenă, Durică. Să-l strige Durică. România, bineînțeles. Trecem aici pe România frumos. Așa, echipă. Steaua București, FCSB acolo. Stați așa puțin. Unde e Liga 1? Liga 1, Liga 1. Asta e Liga 1, nu? Da. FCSB. Perfect. Anul nașterii. Îl punem pe C-Real. Practic îi creăm cardul lui de icon. Anul nașterii al lui Helmut Ducadam este 1959. Dar nici nu pot. Hai să-l punem așa, cât de bătrân posibil. 1980. Aici nu contează. Punem și noi. Așa. Și fiți atenți. Îi dăm poziția de goalkeeper. Ok. Atributi. Perfect. Și aici, fraților, toate la 99. Stai mă, ce am făcut. Băi, Tudore, băi, ce faci, mă? Deci, aici, fraților, toate la 99. Maxim încărcăm la 99 tot. Chiar dacă aici e poziția de atacant. Dar nu contează, eu îi dau 99 la toate. Practic, îl facem cel mai bun. Poate cine știe, dă cu capul când apără. Uitați la heading, short passing, apără cu piciorul. Nu contează. Punem tot 99, să fie maxim. Ok, și după ce am dat 99 la toate atributele, inclusiv dacă ar fi jucător de câmp, o să vă arăt imediat. Mergem și la atributele de portar și la fel 99 toate, deci cel mai bun ever. Și îl facem cel mai înalt posibil. O să vedeți voi imediat. Stați, de 99 aici. În acest moment toate atributele lui sunt la 99. După cum vedeți, body. Cum îi cresc înălțimea, frate? A, nu. Maxim. Perfect, dacă dau aici, fac și mai gras sus, cred, nu? Da, nu contează. Lasă-l așa. Aba, da, cred că-l fac mai gras sau mai slab. Îl facem și cât se poate de grăsuț și de înalt. Băi, el din ce știu purta mânecă lungă. Punem așa, cu mânecă lungă, el așa purta. Dar running style, la running style punem așa. Dacă mai țineți minte, a început să alerge după ce a apărat cele 4 penaltiuri. Hai, punem pe asta. Gata, perfect. Ok, așadar, așa arată Helmut Ducadam al nostru de 99, FCSB acolo. E cât se poate de înalt, toate atributele la 99, animația când aleargă. Și haideți să executăm cu fiecare jucător din Liga 1. Bun băieți, și haideți să selectăm primul jucător. Deci primul jucător cu care vom executa este Gardoș. Hai să vedem, l-am selectat. Dar uitați-l cât de mare, ia uite-l cum vine spre mine. Aulu! Bun, haideți să vedem. Primele penaltiuri cu Gardoș versus Ducadam. Chiar sunt curios dacă pot să-i dau gol. Dau pe centru prima dată. Pot să-i dau gol? Da-mă, pe centru. Vine-s. Bun, primul gol de astăzi. Al doilea, hai Gardoș, dai în vinclu, tată. Nimerești vinclu, Gardoș. Ia să te vedem. Oleo, cât de greu țintește. Mamă, va fi greu. Va fi greu să dăm vinclu. Stânga jos, unul dat, unul ratat. Da mă, gol Gardoș. Băi, portarul ăsta e de 99 totuși. Deci portarul e de 99 și nu mi-a apărat niciuna, a ratat eu. Uite bă că nu apără, băi. Poate dăm astăzi
toate șuturile gol. Voi vreau una în vinclu. Pune aici, frumos, tată. Vinclu curat vreau. Vinclu curat. A scos-o, băi, prima scoasă. Ha, mă, gardă, și dă-mă una în vinclu. Uite, stânga acum. Aoleo, dar o pun în vinclu. Îl amețesc, îl amețesc. Uitați-vă la el, că nu știe ce să mai fac. Ultimele două șuturi cu Gardoș. Hai să vedem. După aia schimbăm echipa. Mamă, nu, e greu, e greu. Nu dă. Deci dacă dau lângă bară, nu dă. Trebuie să dau ori pe centru, ori lângă portar. Hai, ultimul șut. Ultimul șut cu Gardoș, după trecem la următoarea echipă. Haide, mă, jos, ca să dai și tu un gol. Următoarea echipă din clasament, în ordine inversă, este Dinamo București, unde l-avem ca MVP pe Anton, care din câte știu s-a transferat, și Dejan Sorescu. Așadar vom executa cu Dejan Sorescu 10 penaltiuri. Hai să-l vedem. Băi, ar trebui să fie mult mai bun decât Gardoș, să dă mai multe goluri cu el. Ia să vedem cât înscrie Dejan Sorescu. Dinamo București FCSB acum, dar cu Ducadam în poartă, care Ducadam al nostru seamănă cu Tătărușanu, ai zice. Ia să vedem, mă, Sorescu dă-n vinclu. O fi de la jucător? Da, mă, Sorescu dă mai bine. Gardoș era și fundaș central, mai greu. Sorescu chiar le execută bine. Nu știu câte șuturi execut. 10, 7, ceva de genul cu fiecare echipă. Stai să-l amețesc. No. Deci trebuie să dau ușor. Hai, tată. Hai, pe mijloc, ușor. Bă, le scoate două penaltiuri apărate, nu vine să cred. Deci le scoate, frate. Ia uite, mi-și aruncă mingea și poate de jos. Ia uite-l, mă, până unde a ieșit. Bă, până unde iese, frate, ăsta. Ia uite-l, mă, nu se duce în poartă. Bă, uitați-vă la el, frate. Mă, și m-a ajuns. Amă de gol, așa. Bă, ce mi-a făcut. Am, haide, mă, Sorescu. Bă, chiar aș vrea să mai dau un gol. Gata, mă, l-a dat. Ok, 2-2, da? Deci 2-2. Bun, hai să vedem. Încă un șut al lui Dejan Sorescu. Gol, mă, așa, da. Și încă unul frumos. Hai, mă, să vedem. Hai, mă, dă-i sus undeva. Da, mă, ce gol de Dejan Sorescu. Deci 3 penaltiuri aparate de Ducadam și 3 sau 4 goluri al lui Dejan Sorescu. Ia să vedem, mai dăm un gol. Dejan Sorescu. Nu, m-a scos 4 penaltiuri apărate și 3 sau 4 goluri. Următoarea echipă. Următoarea echipă este Universitatea Craiova 1948. Bun, o să executăm cu Asamoah. Hai să vedem. Mamă, cât seamănă cu Kanté, voi vedeți? Și cu echipamentul ăsta albastru, zici că e Kanté. Haide, Asamoah, cu gol. Bun, bine executat. Hai, îl păcălim, îl păcălim pe Helmut. Da, mă, îl păcălim. Stânga, dreapta, bam. Hai, da. Hai să mai păcălim o dată. Băi, am dat spre vinclu, dar a dat jos, dar a dat bine. Băi, vreau una în vinclu, frumoasă, să se ducă aici sus. Așa, mă, tată, mă. Așa. Trebuia să vină Asamoah să dea-o din asta. Hai, hai, Asamoah, hai. Bă, cel mai bine a bătut până acum Asamoah, vă zic sincer. Ia să încarc la maxim, am încărcat la maxim și îmi dau în jos. Dă bine! Mamă, dar apărat, ați văzut ce bombă a dat? Hai, și ultimul șut serios cu Asamoah, aici, în dreapta, jos. Da, mă, superb! Băi, respect, până acum locul 1, Universitatea Craiova, cel mai bine le-a bătut Asamoah. Trecem mai departe la Gazmetan Mediaș, unde se știe, executăm cu Ronaldo Deaconu. Haideți să-l vedem pe Ronaldo de România versus Ducadam. Băi, ar trebui să dau în stânga, pentru că el este stângaci. A dat bine, dar apură. Mamă. Și a revenit Ducadam al nostru, fiți atenți. Tot sus. Cred că cel mai bine execută Ronaldo de acolo, nu? Da, cel mai bine. Uitați-vă cât de bine le dă, spre deosebire de ceilalți. Una cu una, hai să vedem. Și pe toate le dau serioase, nu fac experimente. Le dau serioase pe toate. Ok, 2-1, tot stânga. Tot stânga. Da, mă, bravo, 3-1 Ronaldo de acolo. Da, mă, ce bine a schimbat-o. Excelent, Ronaldo de acum. Haide, mă, și una în dreapta. Cum ar fi să le dau pe toate? Excelent. Băi, cât de bine le execută. Dacă o dă și pe asta în vinclu, e regele. E regele. Regele de Acunu. Și în acest moment, dacă Ronaldo de Acunu dă gol, va trece pe primul loc. Haideți să vedem. Tot sus vreau. Da, mă, superb. Următoarea echipă este Mioveni, unde l-avem pe Balaur, cel mai bun, cu 65. Hai, Balaure, hai, tată. Greu, cred că e fundaș. Ma, direct a scos. Hai, mă, Balaure. Hai, mă, dă-și tu un gol.
Vai de mine cum le apăr. Băi, am dat dreapta, am dat centru, hai să dăm și stânga. O apără. Băi, cât scoate Ducat Dam. Mamă, cum a scos, nu vine să cred. Hai să vedem. Băi, în acest moment ne aflăm la distanță să egalăm recordul lui Ducat Dam din viața reală și l-am egalat cu 4 penaltiuri apărate. Băi, nu vine să cred. Haide mă, 5 apărate oare? Da mă, 5, băi, scoate tot, nu vine să cred. Nu, ăsta e ultimul șut cu balaur. Ori le apără pe toate, ori pa. Da, nu se poate, toate. Mioven pe ultimul loc în topul de astăzi. Trecem la Chindia, unde avem pe Neguț, care este mijlocaș dreapta. Deci fiți atenți că și-a revenit Ducat Dam nostru. Opa, bun Neguț, hai Neguț. Hai cu 2 goluri. Op, și-a revenit. Da mă, frumos pe mijloc. Hai Neguț, 3 cu 1 sau 2 cu 2? Ok, 3 cu 1, nu e rău. Hai tată, serie bună la Neguț. Bun, și-am dat pe lângă poartă, ați văzut? Bate bine. Hai, ultimele 2 penaltiuri. Ah, ce-a scos. 4 cu 2 dacă nu mă înșel. Și ultimul penalti, haideți să vedem. Apără Ducat Dam. Mergem la Sepsi, unde vom executa cu Bărbuț, fostul jucător al Craiovei. Ia să-l vedem pe Bărbuț, unul dintre cei mai rapizi jucători din Liga 1. Cum execută, ia să vedem ce viteză are. Mamă, poate mai facem experimente, frate, și cu viteză una alta. Hai să-l vedem. Începem stânga prima dată, n-am început până acum. Bar gol! Mamă, ia să-l vedem pe Bărbuț. Din nou. Băi, ești nebun, bară gol de 2 ori. Băi, cum ar fi mă să le dea și el ca Ronaldo de acum. Gol din nou. Hai mă, și una frumoasă sus aici. Da mă, scăriță tata, scăriță. Ah, nu. Da mă, am dat scărița până la urmă. Frumos, frumos oricum. Dacă nu mă înșel, 5 goluri și o ratare. Ia să vedem. 6 cu 1 din partea lui Bărbuț și cred că ar trece pe locul 2 dacă nu mă înșel. Dacă ar da gol. Da mă, frumos. Bărbuț pe locul 2 după Ronaldo de acum. Mergem la UTA Arad repede, unde l-avem pe Miculescu. Mamă ce înalt e și în viața reală este înalt. Unul dintre cei mai buni tineri jucători din Liga 1. Dar să vedem cum execută penaltiurile versus Helmut Ducat Dam. Începem cu un gol. Hai David, hai să te vedem. Nu mai în stânga dau cu el. Deci nu mai în stânga dau, fiți atenți. Nu mai în stânga dau cu el. Experiment. Tot în stânga. Tot în stânga. Din nou gol. Băi, dacă dau 4 în stânga și 4 goluri. Ah, eram sigur. Totuși, mai dăm 2 goluri aici în stânga. Da, frumos ăsta. Hai și încă unul frumos. Și încă unul frumos aici. A, am dat în stânga, dar pe centru bine ca da gol. Forță și el, forță și David. La FC Argeș îl avem pe Diogo Viana. Cel mai high-rated jucător, 67. Și cu el vom încerca numai scărițe, frate. Deci numai scărițe dau cu el. Prima scăriță apărată. A doua scăriță, așa greu e să dai gol din scăriță. Oh! Haide mă, dă una. Da mă, bună asta, bună. Da mai sus. Și, bine, gol. Sau n-a fost gol? A dat acum. Bună asta, bună, 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 poartă. Punem sus rău de tot. Și... bă, n-a fost gol. Dar din nou a dat ulterior. A dat bară, cred, de 2 ori. Ha, mă, vreau o scăriță frumoasă în vincul aici stânga. În vincul curat, uite de aici. Bă, dă bară mereu! Ia uite-l, mă, ia la o razna. Mă, ce face ăsta? Ia uite-l, mă, până unde iese și ce mă faultează. Hai, ultima scăriță cu Viana. În dreapta aici. Ah, nu cred că e scăriță, dar e gol. E gol, mă! Bravo! Trecem la Rapid București, unde nici nu știu cu cine să execut, fraților. Junior Moraes, Săpunaru. Băi, cred că dacă v-aș întreba acum pe fanii celor de la Rapid, ați fi ales Săpunaru, eu așa cred. Așadar, executăm cu Săpunaru. Ha, mă, să vedem. Dă mai multe decât Gardoș. Cu Gardoș nu prea am dat fundaș central. Uite, mă, că Săpunaru le dă. Cred că are mult la penalti. Hai, Săpunaru. Cum ar fi, mă, fundaș central să dea cele mai multe penaltiuri? Gol! Gol din nou și Ducat Dam ghicise. Haide, mă. Ha, mă, Săpunaru, fă-ne o surpriză. No! A apărat. Tot vreau să dau multe goluri cu el. Ha, mă, te rog, dă gol. Da, mă, da. 3 cu 1. Închid ochii. Gol, gol, gol.
Am văzut-o direct în poartă. Încerc imposibilul. Ce n-a reușit cu gardul, să dau sus. Băi, săpunarul e altceva. Deci săpunarul e altceva, dă mult mai bine decât gardoși. Dacă dă și aici, e rege. Forță! Plecăm de la București și fugim direct la Constanța, la cei de la Farul, unde la fel avem foarte mulți jucători cu rating măricel, dar îl avem pe Ciobanu cu 69 rating, nu știu dacă e cineva cu mai mult de 69, da. Ciobanu cu 69 rating. Și după cum bine știți, Ciobanu este și un executant foarte bun al loviturilor libere și al penaltiurilor. Hai să vedem, dar e blond aici. Bă, din ce știu, era brunet. Hai să vedem, mă. Deci, fiți atenți, cu el dau numai spre vinclu, toate șuturile spre vinclu. Teoretic e cel mai bun jucător de până acum. El cu Ronaldo de acolo, nu? Hai să vedem. Deci toate numai spre vinclu, ar trebui să dea numai în vinclu. A scos-o Ducadam fără probleme. Da, mă, una dat. Uitați-vă cum pun ținta, cât de bine o pun. Ar trebui să dea direct acolo. A dat-o, mă. Și hai să continuăm tot pe dreapta cu o scăriță în vinclu. Ceva și mai greu, dar și mai spectaculos. O dă, mă. Mamă, cât de bine am pus-o acolo, ia să vedem. A scos-o, tata, a scos-o. Hermund a scos-o din nou. Frumos. Și acum un șut puternic aici, sus. Ia uite. Pum. Mamă, unde a dat? Unde se unesc barele acolo? Da, în formă. Deci revine Ducadam, fiți atenți. Bară din nou. Nu se poate. Nu se poate. Așa slab se execute Ciobanu. Sper, dacă se uită la clip, să mă ierte. A dat gol. Și haideți să vedem cine câștigă bătălia dintre Farul Constanța și Ducadam. Ultimul șut în vinc. Ori o apără, ori. Da, mă, gol. Ajungem la top 5 din Liga 1, la Universitatea Craiova, și l-avem pe Nistor, fraților, de 72. Ia să vedem. Cu Nistor le dau în forță. Haide, mă, în forță. În forță, Nistor. Bum! Mamă! Așa, mă, tată. Hai, tată. Hai, tată. Centru. Bine, frumos. Am vinc. Bară, nu cred. Sus. Pf, ai de mine. Băi, așa să la bate Nistor? Uite că pun bine ținta. Stați așa. Uite, uite cât de bine îmi pun. Uite, direct în vinclu. A dat-o, mă, acum. Hai, Nistor. Hai, mă, că la mețim, stânga-dreapta. Da, nu. Nu-mi place Nistor. Echipa celor de la Botoșan este reprezentată de Ogenda, Hervin Ogenda, care la fel e un jucător foarte bun. Hai să vedem cum bate penaltiurile. Uite-l, mă, pe Ogenda, tată. Un nou Kante. Hai să-l vedem. Hai, tată. Hai, tată, l-amețim. Amețeală totală, asta vreau. Amețeală totală. Din nou amețeală. Amețeală, 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 amețeală. Amețeală, mă, băi, deci cu amețeală gata. Nu mai știe Ducadan de capul lui. Deci nu mai știe Ducadan de capul lui, fiți atenți. Nu mai așa dau cu Ogenda. Amețite. Gol, mă, tată. Băi, asta e cea mai bună schemă, gata. Am găsit cel mai bun glitch de bătut penaltiuri. Indiferent că bați la online sau la single, ia uitați-vă. Deci uitați-vă și voi, amețeală se numește, așa se numește schema. A scos amețeala, nu cred. Hai să vedem, hai să vedem. Nu mai merge amețeala, nu mai, nu. Am mers primele 3 șuturi. Am zis că gata, am închis joc. Hai să dau frumos. Dăm una frumoasă cu Ogenda. Una frumoasă cu Ogenda. Nu amețeală. Bravo, ești bun. Ogenda a trecut testul. Și ajunge la top 3, unde îi avem pe cei de la Voluntari, surpriza campionatului, și se știe cu cine executăm aici. Se știe, fraților, fratele nostru Tamaș, care e forță pe penaltiuri. Și la fel cum am bătut și la Nistor, așa voi bate și cu el. În forță. Ups, stai, a căzut Tamaș. Tamaș, caz din picioare, tată? Hai să vedem. Deci în forță, fraților, rău de tot. Bum! Numai așa le bat. Tot acolo, tot forță. Tot forță! Forță, forță, uitați cât se încarcă. Mama, a scos. Bă, le scoate, mă, în stânga, nu crezi ce tare le dau. Tamaș, rupe-l, tată. Rupe-l, tată! Cel mai puternic șut de astăzi. Băi, cum le dă Tamaș, voi vedeți? Uitați-vă și voi cum sare mingea. Mă, și unul puternic. Unul puternic rău de tot.
Ah, apărată, bravo, Ducadam. Și în acest moment, băieți, ajungem la FCSB, așadar FCSB versus FCSB, Ducadam versus cel mai haretic jucător este Florinel Coman. Hai să-l vedem. Ia să vedem, mă, reușește Florinel Coman să-l întreacă pe Ronaldo de acolo, tot așa, cu execuții frumoase. Bă, îl știe Ducadam, fiți atenți, tot acolo dau. Dacă o apără Ducadam, e clar că-l cunoaște. Bă, pe lângă, nu crezi, s-a dus în vincul. Florinele, nu ne dezamăgi, tată, două ratări, nu vine să cred. În sfârșit, și o scăriță, pe aici, loc. Na, îl cunoaște, deci îl cunoaște, e clar. Helmut Ducadam îl cunoaște pe Florinel Coman și n-am cum să dau goluri cu el. Dacă o apără și pe asta, e clar, e blat. Mamă, ce-a dat-o Florinel! Băi, ăsta cred că e unul dintre cele mai frumoase goluri de azi, alături de cel al lui Tamaș. Hai să vedem cine câștigă bătălia. Ducadam sau egalitate, în cazul în care dă gol Florinel. Și o pun aici, sus, unde a dat-o el cel mai bine. Gol, mă, gol. Hai, mă, decisiva. Haideți să vedem cine câștigă bătălia până la urmă. Penaltiu decisiv, ori Florinel Coman, ori Ducadam. Iar execuția va fi în dreapta sus. Gol, mă, Florinel, bravo. Și ultimele execuții de astăzi vor fi cu Ciprian Deac, jucătorul de la CFR Cluj. Și haideți să vedem dacă Deac reușește să-l întreagă pe Ronaldo Deaco, nu? Primul gol. Bun, începe mai bine decât Florinel Coman. Ia să vedem, al doilea. Al doilea. Ok, gol din nou. Frumos. Emoții mari, emoții mari. Ia să vedem. Gol din nou, Ciprian Deac, 3 din 3. Haide, mă, 4 din 4. 4 din 4, incredibil. Haide, 5 din 5. Dreapta, aici, bar gol. Da, mă, în plasa laterală. Băi, cum execută Deac, nu vine să cred. Băi, dau scăriță, dacă și din scăriță dă gol, e clar. Da, mă, băi, deci dă gol la orice execuție Deac, voi vedeți? Bun, hai să vedem dacă Ciprian Deac îl întrece pe Ronaldo Deac sau dacă legalează. Da, mă, gol din nou. GG, superb executat. Ciprian Deac acolo, la fel și Ronaldo Deaconu. Și dacă ar fi să tragem linie după cele 100 de penaltiuri, ai zice că fotbaliștii din Liga 1 au câștigat versus Helmut Ducadam de 99. Fraților, dacă v-a plăcut acest super episod, vreau un mare like din partea voastră acolo și un mare subscribe, de ce nu? Haideți cu curaj acolo și pe butonul de subscribe. Aș vrea să mai repet un asemenea clip pe canal, așadar vreau susținerea voastră și vreau să-mi scrieți în comentarii cine credeți voi că a câștigat acest challenge, ce echipă, ce jucător, habar n-am. Vreau un comentariu din partea voastră. Până data viitoare, ca de obicei, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!